Aflată pe primul loc în clasamentul seriei 1 din Liga 3-a, Bucovina Rădăuți are șansa să mai facă un pas către play-off-ul de promovare cu o victorie în partida pe care o joacă pe stadionul municipal din Rădăuți în fața celor de la Dante Botoșani. Urmează un meci important, o finală, dintre cele patru rămase, pe care îl tratăm cu maximă seriozitate și încredere. Dante este un adversar periculos, dar sper să obținem cele 3 puncte cu care să ne apropiem de îndeplinirea obiectivului, a spus capitanul Bucovinei Rădăuți. Ionuț Plămadă. Cu doar 2 goluri marcate de la startul sezonului de primăvară, Foresta are șansa să se descătușeze în meciul pe care l-are programat pe stadionul Arenii în fața Codașei Bradul Borca. Galbenverzii nu vor mai conta în acest sezon pe golgheterul Alexandru Marin, care și-a reziliat de comun acord contractul cu gruparea suceveană. Cea de-a 3-a echipă suceveană, Șomus Vâlticeni, are o misiune complicată la Piatra Neamț, unde întâlnește Ceahlăul. Aflată încă în calcule pentru un loc de play-off, trupa antrenată de Daniel Stoica se va deplasa sub Pietricica, fără 2 dintre fundașii titulari, Tucam și Chiseliță, care sunt suspendați. În cadrul etapei a 15-a din Liga 3-a mai sunt programate meciurile Știința Miroslava Hușana Huș și CSM Pașcani Sporting Vaslui.